Chiar dacă PSD a scos un scor suficient pentru a face majoritatea în Parlament, tot are nevoie de UDMR pentru a asigura o guvernare liniștită. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat public înaintea începerii campaniei electorale că nu vrea nicio alianță la guvernare cu UDMR. Eu nu vreau să facem alianță cu UDMR-ul la guvernare. Punct. Eu cred și sper că românii vor acorda suficiente voturi PSD-ului și colegilor de la ALDE, în așa fel încât împreună să putem guverna România așa cum își doresc românii pentru o viață mai bună, preciza Liviu Dragnea, președintele PSD. Românii au acordat voturi suficiente pentru ca PSD și ALDE să poată face majoritate în Parlament, care să susțină noul guvern. Cu toate acestea, PSD-ul are nevoie de UDMR. Eu cred că și pentru PSD, chiar dacă va câștiga un scor destul de, de mare, dar o majoritate confortabilă nu se stice. În aceeași idee s-a exprimat și deputatul PSD Iuliu Nosa, prezent marți seara la emisiunea Verde în față de la Sălăjanul TV. Dacă rezultatele sunt cele prezentate până în acest moment, pentru a avea o majoritate confortabilă în Parlament, PSD-ul și ALDE nu au nevoie de o altă formațiune politică. Dar ne-am propus ca USL în 2012, revizuirea Constituției, trebuie să treacă prin Parlament. Pentru asta trebuie o anumită, o anumită susținere de două, două treimi ca să poți vorbi de acest lucru. Astfel PSD și ALDE este foarte probabil să coopteze la guvernare și pe UDMR.